Fructele trebuie mâncate pe stomacul gol sau nu mânca fructe seara. Sunt două recomandări pe care le auzim uneori chiar de la persoane care se consideră specialiști în nutriție. Care este cel mai bun moment pentru consumul de fructe proaspete? Ar trebui să le mâncăm ca gustare înainte de masă sau doar dimineața? În acest clip îți voi spune opinia mea. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. Așadar, fructe pe stomacul gol? Unele voci susțin că fructele trebuie mâncate dimineața sau pe stomacul gol, argumentând că dacă sunt consumate în timpul meselor, ele încetinesc digestia și fac ca alimentele să rămână în stomac mai mult timp și să fermenteze. Rezultă gaze și balonare. Este adevărat că fibrele din fructe pot încetini trecerea alimentelor din stomac spre intestine, iar în cantitate mare pot provoca disconfort, însă mâncarea nu va rămâne în stomac la infinit și în niciun caz nu va putrezi datorită mediului acid din stomac cu pH foarte redus. Așadar, nu e nevoie să consum fructele exclusiv pe stomacul gol. Fructe în loc de o masă? Deși foarte hrănitoare, fructele nu ar trebui să înlocuiască o masă, deoarece majoritatea conțin carbohidrați și aproape deloc proteine sau grăsimi. Așadar, nu sunt sățioase și s-ar putea să cazi în capcana de a consuma exagerat de multe fructe ca să te saturi, iar caloriile se vor aduna. În plus, excesul de fibre, mai ales la persoanele care nu sunt obișnuite cu ele, poate provoca tulburări digestive. Dar ce zici de fructe ca gustare? Fructele sunt o gustare excelentă, simple sau alături de nuci, iaurt, brânză proaspătă. De exemplu, între mic dejun și prânz putem mânca două fructe, un măr și o portocală sau două prune, iar între prânz și cină o banană sau un grapefruit sau fructe de pădure. Dacă dimineața faci sport sau ești mai activ, merită să consumi fructe în prima parte a zilei, înainte de activitatea fizică, pentru a avea un plus de energie. Fructe în loc de dulciuri. În loc să mănânci ciocolată, mai bine mănânc niște fructe. Persoanele care vor să slăbească adoptă adesea această strategie, care poate fi o idee bună sau nu în funcție de cantitate. Pe 100 de grame, fructele proaspete au mai puține calorii decât ciocolata. Însă nu ar trebui să mergi strict pe principiu, sunt sănătoase, deci pot să mănânc oricâte. De exemplu, dacă mănânci 600 de grame de struguri, poți ajunge la valoarea calorică a unei ciocolate de 100 de grame. Poți să consumi fructele ca desert sau gustare dulce, dar nu exagera. Fructele nu trebuie amestecate între ele? Nu există dovezi care să arate acest lucru, ba dimpotrivă. O salată de fructe proaspete poate fi o gustare excelentă, deoarece combinând mai multe fructe, ne asigurăm o diversitate mai mare de vitamine. Pot fi incluse fructele în dietele de slăbire? Orice fruct poate fi integrat într-o dietă de slăbit dacă ai grijă la cantitate și îl iei în calcul corect la consumul caloric zilnic, astfel încât să fii în deficit. Bonus, datorită fibrelor, fructele contribuie la senzația de sațietate după masă. Alege mai ales citricele și fructele de pădure bogate în nutrienți și cu mai puține calorii. De exemplu, fructele de pădure au aproximativ 35 de kilocalorii la 100 de grame, în timp ce strugurii dulci 90 de kilocalorii la 100 de grame. Mâncăm fructe la mesele principale sau separat de masă? Un alt mit este acela că pentru a beneficia din plin de vitaminele din fructe, trebuie să le consumi separat de mese, altfel nutrienții nu se vor absorbi eficient. În realitate, datorită sistemului digestiv complex, organismul uman poate să absorbă nutrienții din alimente în condiții diferite, indiferent că mănânci fructele înainte, în timpul sau imediat după masă. Cum stă treaba cu fructele mâncate seara? În general, este recomandat să mâncăm ultima masă cu 2-3 ore înainte de a merge la culcare, pentru ca digestia să nu ne afecteze somnul. Totuși, fructele se digeră destul de repede și nu ar trebui să fie o problemă, mai ales în comparație cu mâncăruri grele, bogate în grăsimi și zahăr, cum ar fi fast food sau dulciurile foarte procesate. Fructele și diabetul. Există o legătură? Persoanele cu diabet zaharat ar trebui să evite alimentele care conțin doar carbohidrați, cum sunt majoritatea fructelor, și să le consume de preferat alături de o sursă de proteine și grăsimi pentru controlul glicemiei. Consultă medicul pentru a lua cea mai bună decizie în situația ta. La final, hai să tragem o concluzie. Poți să mănânci fructe în orice moment din zi, înainte sau după masă, în funcție de preferințe.
consumă fructe cât mai variate pentru a-ți asigura o paletă cât mai largă de nutrienți. De preferat, alege fructele care sunt de sezon și acolo unde e posibil consumă și coaja bogată în fibre. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.